Procesul de votare s-a desfășurat în condiții normale până la orele prânzului în municipiul și zona Rădăuți. Puțin înainte de orele 14, prezența la vot în municipiul Rădăuți era de 15%, în condițiile în care la nivelul județului Suceava era de puțin peste 20%, iar la nivel național se înregistra o prezență de 21,28%. Reporterii noștri au surprins câteva instantanee din Rădăuți și din mai multe localități situate în vecinătatea municipiului Rădăuți. Am fost la vot, am votat pentru continuitate în primul rând, pentru continuarea proiectelor, pentru bunăstarea rădăucenilor și invit tot rădăucenii să vină la vot pentru că e bine să vină la vot și să voteze cum le dictează conștiința. Am votat pentru continuarea dezvoltării în localitatea Suceavița și Voivodeasa. Am votat pentru bine în localității, pentru continuarea dezvoltării în localitatea Suceavița și Voivodeasa și pe această cale rog cetățenii comunei Suceavița să se prezinte la vot ca să-și exercite votul. Astăzi am votat pentru bunăstarea comunei Voitineal, pentru a continua proiectele care le avem în derulare și pentru noi proiecte care ne-am propus pentru mandatul 2020-2024 și în același timp invit toți cetățenii comunei Voitinel să-și exercite dreptul la vot pentru ziua de astăzi și cu Doamne ajută nu avem evenimente, să avem un proces de votare cât mai liniștit și normal. Am votat pentru continuitate. Și când spun continuitate, mă refer în primul rând la dezvoltarea comunei. Din fericire, Comuna Vicovu de Jos are la această dată foarte multe proiecte în derulare sau în pregătire. De aceea îndemn toți vicovenii să vină la vot. Aceste proiecte se pot derula doar în parteneriat cu cetățenii, iar pentru ca comuna să se dezvolte, un primar are nevoie de o comunitate puternică alături și de legitimitate. Vă mulțumesc! M-am prezentat la secția de votare 364 pentru ca să-mi exprim votul pentru alegerile locale din 2020. Voi vota pentru continuarea lucrărilor, investițiilor care sunt promovate la nivelul comunei, pentru stabilitate și pentru lucrurile ca să poată să meargă bine, lucru care îndemn și cetățenii comunei Iaslovăț să fie prezent într-un număr cât mai mare pentru a se exprima votul și să nu fie dubii sau alte suspiciuni care să se poată spune că a fost într-un fel sau în altul. Am venit să votez pentru binele și prosperitatea localității în care m-am născut și locuiesc și cu această ocazie rog toți cetățenii din Mișo să se prezinte la vot pentru a-și exprima votul și a face alegerea pentru un viitor mai bun. Astăzi, 27 septembrie, au loc alegeri locale în fiecare localitate din această țară. Noi ne referim la județul nostru, la comuna noastră, unde astăzi am votat pentru un nou mandat al primarului care va fi ales și al Consiliului Local care va administra localitatea noastră. Cu această ocazie rugăm toți locuitorii comunii să vină la vot, să voteze pe cine doresc dumnealor, în persoanele care au cea mai multă încredere și la finalul zilei sperăm să iasă cel mai bun care participă la aceste alegeri. Sperăm să avem parte și de un consiliu local performant, un consiliu local care să colaboreze foarte, foarte bine cu primarul și cu viceprimarul în interesul localității și în interesul comunii noastre frumoase.